Seara! Bună seara, doamna Fidicii! Bună Pledite. seara! Mă simt solemnă în această seară pentru că am 110 ani. Teatru, clădirea Odeonului, împlinește și ea 110 ani și eu o reprezint. Sunt pe o scenă a unei clădiri cu un pedigri deosebit și mai sunt cu o doamnă invitată, o doamnă pe care aș numi o figură de patrimoniu, o doamnă care este memoria orașului, unul dintre teoreticienii cei mai fini și cei mai atenți la fenomenul vieții românești. Tot ce întreprinde această doamnă are o utilitate reală. Dincolo de eleganța nativă, dumneavoastră degustați istoria cu o plăcere deosebită, cu o senzualitate foarte apăsată și cu bucurie. Toate învelite în distinție. Mulțumesc că sunteți cu noi și că ne putem bucura de tot ce știți și de tot ce spuneți. Și Teatrul Odeon vă salută! Și eu vă mulțumesc pentru invitație și sper să nu vă dezamăgesc. Dumneavoastră, e, sper să fie o seară pentru noi toți, o seară fericită. Aș mai vrea să o prezint și pe Sandra Ecobescu, o ființă foarte prețioasă, interesată și ea de istoria orașului și mai ales de coloana, de, de Calea Victoriei, care este coloana vertebrală a orașului nostru de la, dacă nu greșesc, 1690. Exact. A, are o fundație, Sandra. Fundația Calea Victoriei, unde... De 10 ani se țin. E o, o, o fundație care este un vintic intelectual. Adică. Este nu numai vintic pentru că are și lucruri absolut actuale și cred că n-am să comit o indiscreție dacă am să spun că, de exemplu, există un curs de inserție socială. Și eu, cum dumneavoastră m-ați caracterizat că sunt un, un istoric de patrimoniu, asta înseamnă că totuși sunt foarte bătrână. Când mi s-a spus că există asemenea curs, vă mărturisesc, eu mi-am imaginat că e vorba de persoane care au trăit un răstimp în recluziune. Și atunci, sigur, ieșind din pușcărie, ești puțin dezorientat. Nu, nu. Erau oameni perfect liberi, însă care făcuseră o adicție la computer. Trăiau viața virtuală care, pe care o presupunea Se încătușaseră Și acum trebuiau să fie Introduși în viața socială Adică această inserție Deci vedeți, e departe de a fi un vintage Sunteți lector acolo, nu? Da, sigur, pe probleme de istorie Nu mai mult Noi suntem aici Să vorbim despre teatru Și de Și o să vorbim despre teatru În viața cetății. Despre această clădire, foarte dragă nouă și atât de frumoasă, vanitatea mea se gonflează. Și ea, pentru că aniversează 110 ani și este atât de tânără, arată atât de tânără, a făcut multe operații estetice și încă mai face, dar se simte bine. Citesc din dumneavoastră și vreau să și explicați Felul cum un popor își gestionează spațiul public oglindește trebuințele sale spirituale. Am ținut minte, de când am citit prima dată, ați spus asta apropo de teatru Cel Mare, care e peste drum, care a fost peste drum și cu ocazia unei aniversări a Teatrului Național. Da, vedeți, pentru că să știți că noi avem probabil și alte popoare. Noi ne place foarte mult spectacolul. Suntem orașul nostru, este numit orașul București, se pare, pornind de la cuvântul bucurie. Și străinii, și asta trebuie să mă credeți pe cuvânt, iar așa ca istoric, străinii totdeauna sunt impresionați de veselia, de zgomotul, de Diversitatea distracțiilor din spațiul bucureștean. Și trebuie să extindem lucrul acesta și la alte orașe ale țării. Și ele să regăsesc în aceste enclave de distracție, de petrecere, care sunt teatrele. Teatrul acesta, care e o, e o bijuterie la, la scară europeană, gândiți-vă, Arghezi spunea de el că e mic ca un pahar, dar parcă... Aici te simți mai bine, te simți așa ca, ca într-un cocon. Parcă, parcă, ești, ești ocrotit, mult mai mult, cred eu, decât într-o sală în care, eu știu, să țin, sau oh, 14 congrese ale... O oh, hărăbaie. O oh, hărăbaie. a spus că e un teatru mic, <sus> cât un pahar și cu o acustică de vis, dar i-a spus că e teatru mic pentru că vis a -vis era teatru mare. Și atunci au făcut uh, niște jocuri de cuvinte. Dar știți nu? că la acest teatru mare s-a lucrat cu, cu dragoste, cu dăruire, cu interes și trebuie să amintim un lucru, și asta face parte din, din profilul nostru, dacă vreți, și anume, noi suntem foarte dispuși să criticăm. Știți ce ușor criticăm? Nu știu da. dacă au fost și oameni care au criticat acest teatru în mod explicit, adică în presă, sau. Că asta era sistemul cel mai uh, întâlnit atunci, dar în momentul când s-a construit Teatrul Mare de peste drum, știți ce s-a spus? S-au făcut uh, reclamații la poarta otomană, fiindcă lucrurile s se întâmplau la 1850-1852, s-a despădurit țara românească. Atâta lemn, lemn da. S-a da. cules, s-a tăiat, pentru acest teatru. Deci vă dați seama că această hiperbolă care face parte din, din ființa noastră spirituală s-a regăsit și acolo. Teatrul cel mare a fost unde este acum Novotel, hotelul Novotel. Și are în față chiar botul de la teatrul cel mare. Și atunci, acum... 15 ani sau, sau cât a trecut? 15 ani. Mai mult de când s-a făcut hotelul Novotel? Da, da, cam 15, 15 ani. ani. A da. fost un scandal că acel arhitect a făcut... Aici, doamnă Mandache, să-mi dați voie așa discret să mă alătur corului de tractorilor clădirii. Dar, vedeți, e foarte greu să, să le spunem celor care ne urmăresc că, de fapt, Teatrul Național a funcționat până în 1944, când, într-un ultim efort și într-un într ultim gest așa de dușmănie față de români, nemții au bombardat cu salbătecie această construcție. Și poate că dacă noi evoluam în alt fel. Poate am fi refăcut clădirea. Dar era, după... nu era greu de refăcut, că era numai costul. Iată, iată dispre... exact ce spuneți dumneavoastră. Ori noi am renunțat. Au fost liste nu, nu. ale tuturor intelectualilor. nu e așa, nu e așa. Și ar fi fost mare lucru. Pentru că, vedeți, asta este zestrea noastră spirituală. Și a tot pierde din aceste clădiri, să știți că e dramatic. Sigur, asta e Bucureștiu, cum arăta la mijlocul secolului XIX. Unele mai sunt. Unele mai sunt, dar sunt destul de puține. Astea sunt locurile. Astea sunt locurile pe unde suntem. Uh, vreau să citesc din dumneavoastră, pentru dumneavoastră, în anul Revoluției Franceze, 1789, București numărau 80.000 de locuitori, existau trei școli mari, un spital, 60 de hanuri. 58 de biserici de piatră, 13 de lemn, 17 fântâni, 3 băi publice și un făișor de foc. Ar mai trebui să adaug, spuneți dumneavoastră, că tot fanarioții, cei atât de înjurați și de culiți, introduc în viața românească Prima lege somtoară, adică împotriva luxului, este acerbat și a cerut asistență socială pentru calici. Calici înseamnă săraci și saloane speciale pentru femei la Spitalul Colțea. Au scos prima lege de circulație pentru oamenii îmblători și apărare de răul nărav al vizitilor care goneau pe uliți cu caleștile. Da, acum trebuie să facem o precizare, doamnă, în legătură cu strada pe care ne aflăm și toată lumea știe că până la războiul de independență din 1877-1878 s-a numit Podul Mogoșoai. De ce pod? Pentru că era podit. Adică avea cu niște lemn. batace, niște scânduri de lemn foarte groase, numai că scândurile acestea cam jucau. Și sigur că și vizitiilor le făcea plăcere să mâne aceste trăsuri, batacele mai săreau, îi stropeau pe cei din dreapta și din stânga. Dar vedeți, era o mentalitate. Așa asta e o permanență în istoria noastră, trebuie să recunoaștem. El era vizitiu... Era în trăsură, mergea fără să-i pese, îi stropea pe cei din jur. Astăzi, dacă are un mai Maybach sau altă mașină... Plăcerea a rămas. A rămas aceeași, da. nu? Se întâmplă același Iată. lucru. Iată. Și mai spuneți că tot, tot acum se introduce iluminatul public, felinare cu ulei de rapiță, pe podul Mogoșoai, da? Cum i-ați spus. Și Vodă Știrbei a creat conservatorul de muzică, numai la dumneavoastră am găsit asta, Școala de arte și meserii, Pinacoteca și mai ales Teatrul cel mare, Teatrul Național, Teatrul Românesc, Bine, care au fost bombardat de în timpul Războiului ruso-austro-turc. Nu, stați puțin, Teatrul nu. Teatrul nu poate să fie bombardat decât de nemți. De nu, ziști, în 44. În 44 de dar rând. tripla ocupație a, și jefuiala al... da, a da, fost. Da, da, da. A, asta am citit în cartea dumneavoastră care se numește Călătorie în timp prin București și m-a fermecat. Da, o carte așa, o... absolut minunată pentru că e cu dulceață scrisă despre un oraș care e al tău și pe care trebuie să-l iubești. A, bine, eu și... cred că asta... Cred că și, și, cei care ne urmăresc acum iubesc în primul rând orașul, fără îndoială, fără îndoială. Ați făcut școala lângă biserica cu uh, cu Barză. Dar de ce se cheamă așa? Pentru că acolo s-a aflat un cuib faimos. Știți că berzele sunt printre ființele cele mai credincioase, să spunem credincioase și partenerului și locului. Și atunci, an de zile, la cui cu Barză, adică pe Știrbei Vodă, a existat o, o, barză cu perechea ei, care făceau pui și... Și erau așteptați în fiecare așteptați an. Erau așteptați an de an, sigur că da, școala era absolut fermecătoare și metoda după care am învățat eu era metoda Montessori, care iată revine în spațiul românesc și cu un succes să pare notabil. Și dacă ar fi să, să fac o pledoarie, aș spune că dacă aveți copii, dacă aveți nepoți, trimiteți-i la aceste școli. Montessori. Montessori, pentru că are o caracteristică această școală, îți dezvoltă manualitatea, îți dezvoltă vorbirea, te lasă să ai inițiativă. Adică, dacă vreți, este inuce, Metoda carteziană de a, de a gândi, de a-ți construi imagini pe baza experienței mărunte, de zi cu zi. E un lucru absolut excepțional. Și a fi bun în ceea ce ești bun, nu obligatoriu exact, în toate Exact, exact. disciplinele. Și probabil că sunt mulți dintre dumneavoastră care se bucură și astăzi că au făcut școala cu tare sau cu tare. Eu trebuie să vă spun că pentru mine școala a fost o încântare, tot timpul. Când eram mică de tot, băteam din picioare, vreau mai repede, vreau mai repede să ajung la școală. Fiindcă în fiecare zi s-a întâmplat ceva nemaipomenit. pomenit. și pentru că noi vorbim despre teatru și suntem la teatru, acolo la școală, acolo e bucubarză, dumneavoastră ați fost parteneră cu Radu Beligar. Da. Erați elevă. Da. Și v-au boit pe față, v -a, uh, Și ați jucat ursul de ce? Am jucat ursul de cehov, pentru că uh, așa s-a întâmplat... Uh, Teatrul Național avea un uh, maestru peruchier excepțional, domnul Romaniță, și fica lui era colegă cu mine la școală. Atunci, asigur, a apelat la Radu Beligan, care nu era marele maestru ce va deveni în deceniile următoare. Era un tânăr actor în uh, devenire, devenire în formație. Și sigur, a acceptat cu bunăvoință să joace cu o maimuță acolo, nu cred că am făcut cine știe ce, ce prestație grozavă, că eram gătuită de emoție, vă dați seama. Dar și nici nu-mi aduc aminte cum s-a desfășurat. Știu doar când mă ducea mama de mână acasă, că cineva a trecut pe lângă noi și cu un reproș clamat a strigat mamei ce femeie denaturată cum își machează copilul. Fiindcă mama nu avea unde să mă spele, să mă curețe la școală și v a dus acasă. Eu vă pun întrebări. Vă rog, ce a făcut Mihai Cogălniceanu atât de mult de v cucerit așa de tare și v-a fermecat și ați scris o lucrare cu care v-ați dat uh, un examen, nu? La. Nu. Oratoria lui Mihail Cogălnicianu. Nu, 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 oratoria lui Mihail Cogălnicianu. În relațiile mele cu Cogălnicianu, prin intermediul acestei cărți, eu sunt editoarea oratoriei lui Cogălnicianu. Deci trecusem examenele, trecusem doctoratul, nu mai aveam ce să, 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 să înaintez pe scara științifică, însă omul m-a cucerit începând încet, încet să-i citesc opera. Și Cred că aș putea să pledez pentru această figură absolut emblematică a secolului XIX. Știți de ce? Kogănicianu a știut o mulțime de lucruri să facă. Adică a fost un legislator extraordinar, a fost un scriitor, poate n-a fost un foarte bun proprietar, dar mă grăbesc să-l scuz, mă grăbesc să-l iert. Și o să vă spun de ce. În viața socială era fermecător, și acum poate că am să vă spun o erezie. Omului ăsta i-au plăcut foarte mult femeile. Să știți că bărbaților cărora le plac femeile, acești bărbați sunt niște oameni extraordinari. Cred. O să-mi dați dreptate dacă faceți puțin socoteala la cei pe care îi cunoașteți. Deci e un test. Nu deci știu, plecați dacă... cu ceva de aici. Adică, această, acest refuz, această crispare, eu mă refer acum concret la un personaj pe care noi l-am cunoscut și a cărui dictatură am suportat-o, nu? An de zile. Ceaușescu, totuși, era o persoană care să vroia, că erau complexe, nu discut. Dar, în orice caz, el să vroia serios. Cred că n-ar fi fost în stare să facă un compliment unei femei. N-ar fi fost în stare să-i ofere o bijuterie, să fie puțin galant și chiar să meargă mai departe. Ei, n-a fost cazul lui Cogălnicianu și asta să știți că puțin l-a costat. Dar l-a costat în sensul că a avut dificultăți materiale tot timpul. Dincolo de treaba asta, are o mobilitate și o, o capacitate de a se adapta la diverse situații, cum n-au avut mulți. Asta îl și face unul din mari oameni politici și asta nu spunem numai noi. În 1883 este numit ambasadorul nostru la, la Paris și Gambeta zice diavolul ăsta de Cogălnicianu, scoate din mine tot. Tot ce mi-a cerut a trebuit să-i dau. Sigur, erau lucruri cerute pentru țară. E un personaj fermecător și nu știu cum să vă îndemn să să vă placă la fel de mult, eu am spus mereu că asta e dragostea mea și pot să o mărturisesc, nu? E că e o dragoste postumă, nu ne-am întâlnit. Dar pentru oraș, pentru oraș, ce a făcut? Pentru București? Da. Eu țin minte de la școala asta cu dezrobirea țiganilor, care îi se atribuie lui, și că era un personaj renascentist adică bă, de multe e lucruri. E și prin colecția de, de tablouri pe care o are, și prin ce scrie, și prin ce face, prin jurnalele de călătorie, el ajunge în Spania, o cunoaște pe, pe Contesa de Montijo, care pe urmă devine împărăteasa Franței. Sunt, sunt foarte multe lucruri. Acum trebuie să vă spun un lucru, că Cogălnicianul rămâne ieșan. Dumneavoastră știți ce ce înseamnă asta și poate uh, cu oarecare strângere de inimă, trebuie să ajungă să pledeze pentru București. Ce știți dumneavoastră despre dezrobirea țiganilor e legat de faptul că era foarte tânăr, era la, la uh, Berlin, la studii și a scris și a publicat acolo ceva legat de de țigani. Dar el mai face un lucru. Spre sfârșitul vieții, parcă așa să dea un pandan, începutului de, de, carieră intelectuală, rostește un discurs foarte interesant despre el. Care poți să-l spui și ca actor, poți să-l folosești, pentru că e foarte frumos. Și să știți că mai are ceva, dar aici iar trebuie, aveți în față istoricul, și trebuie să mă credeți pe cuvânt, că nu avem cum face altfel. A fost și un mare orator. Și mare orator nu înseamnă să te ridici în două picioare și să debitezi ceva. Nu. Înseamnă să-ți convingi auditoriul. Ori el asta reușea să facă. Vă dați seama că a adus nenumărate legi în discuția Parlamentului. Care s-au votat. Care s-au votat? Dar lumea era potrivnică, nu discut de ce. Pentru că era o opoziție care își vedea niște avantaje pierdute. Motive au fost foarte multe. Dar el avea o logică imbatabilă. Și dacă adunarea îi era potrivnică jumătate de oră, trei sferturi de oră, în cele din urmă reușea să-i convingă. Și votau cum roia el. Când a... nu de el? A... Mi-a plăcut foarte mult pentru că uh, uh, am cărțile lui. Uh, uh, după cărți, eu uh, îmi dau seama de cine am fost îndrăgostită. <laughs> și uh, uh, când Alexandru Ioan Cuza a fost numit uh, domn, acel teribil uh, discurs. Teribil discurs. Da, teribil, da, discurs da. teribil discurs. Și să știți că la fel de emoționant este și discursul când uh, Cuza a încetat din viață în 1873. Sigur, ei au fost uh, o pereche care, care au făcut... Uh... Ar fi putut fi el sau Alexandrii în locul lui Cuza. Exact, exact. Da. Dumneavoastră văd că cunoașteți istoria așa în amănunt. Trebuie să... M-am să... pregătit pentru dumneavoastră. Nu, nu, nu. Nu trebuie să <laughs> faceți lucrul ăsta. Vedeți, uh... cred că i-a plăcut să joace acest rol de plan 2, Deși e greu de spus că e plan 2, că la urma urmei toate măsurile acestea, inclusiv uh, lovitura de stat de la 2 mai 1864, e opera lui, în primul rând. Da? Sigur că da și sigur, CUZA a acceptat-o bine, ei s-au sfătuit, fără îndoială, dar cel care avea să tragă ponoasele a fost totuși Cogalniceanu, pentru că a avut o perioadă de umbră și totuși n-au putut renunța la el. Bun, v-am înțeles. Una din dragostele dumneavoastră și era și foarte cochet cu, cu surtucile alea. Era foarte cochet și era foarte galant. Asta trebuie să recunoaștem și sigur că a avut câteva legături notorii, Una din ele chiar e persoana care a stat până în ultima clipă. El a murit la Paris și doamna Lămotescu i-a stat în preajmă. Acum nu e nicio taină că, în fine, lasă un testament, îl reface, ultima lui dorință. Dacă vreți, este și o declarație către soție, cât de mult a iubit-o și ce a reprezentat Fiind ea. cu doamna asta. Ne fiind doamna asta. Nu, fiind cu ea. Fiind cu ea, adică știți... Așa adică, e bine, așa e frumos. Așa e frumos, dar nu-i cinstit, trebuie să recunoaștem. nu e cinstit, dar e generos. E, foarte plăcută, nu? e generos și ați spus că îi plăceau femeile foarte și atunci. Mult. Trebuia să aleagă mai multe, nu se poate una singură. Spuneți undeva că România era considerată acum 150 de ani o țară de mare stabilitate, de aceea familia mamei dumneavoastră a plecat din Croația, țară bogată și frumoasă. Nu? Eu, la mine totul este uh, uh, palpez, știți? Dar sunt așa sigură că dacă am, v am pe dumneavoastră, puneți. A, nu, aici sigur, e o poveste de familie și sunt datoare să vă Și s-a stabilit ascund. în București. S-a stabilit în București, dar ce se întâmplă uh, în Croația, care e o țară absolut excepțională, între altele pentru că este locuită neîntrerupt din vremea romanilor. Vedeți că și asta este o poveste. Când ai un teritoriu din ăsta proaspăt populat, de 100-200 de ani e una, ori la ei, din vremea romanilor, găsești farmacii care funcționează din anul 700. Vă dați seama ce e impresionant. Dar popor este. războinic și destul de. Popor războinic, popor neîndurător să, să povestește despre Ante Pavelici ăsta e un dictator uh, contemporan cu Hitler și folosește cam uh, metodele uh, nazistului. Uh, de ziua lui, odată, i s-a adus un coș cu oi ai oponenților. Deci Și asta se întâmpla în secolul 20. Dar mm. cu referire la... Păi vă dați seama ce sălbătecie. Nu, uh, cu referire Dar la... Dar sunt fa... sălbatici Încă și cum? frumoși. Bărbați frumoși. Bărbați foarte frumoși, dar trebuie să vă spun că există, asta a fost de fapt și motivul, nu numai al familiei mele, la ei toată averea e moștenită de un singur copil, nu se mărunțește. Și atunci bunicul meu s-a trezit calic, trebuia să-și găsească ceva de lucru în altă parte. Și-a găsit în, în România și sigur, familia sa. Împământenit aici, au trăit în. Adică, București, mama dumneavoastră s-a întâlnit cu tatăl dumneavoastră care venea din Moldova? Care venea din Moldova, care era un moldovean, un vasluian, și lucrurile, sigur, au, au continuat. Dar această ascendență, să știți că, dacă vreți, e un moment, un. Suntem un, un exemplu caracteristic pentru această, acest amestec permanent care, pe care îl reprezintă poporul român. Vedeți, cei care susțin că noi descindem din daci, unul după altul, așa știți, ca, ca foile de varză, asta e o prostie. Am fi ajuns că, precum creștinii din Alpi, nu? Dacă ne-am fi mulțit între noi tot timpul. Dar n-a fost cazul. Tocmai acest adaos din dreapta, din stânga, dacă acum am face un experiment și v-aș întreba pe domniile voastre, sunt convinsă că fiecare mi-ați spune, bunicul era grec, am o străbunică turcoaică, la noi în familie se vorbea de un unchi din Ungaria, și așa mai departe, și așa mai departe. Și e foarte bine, e foarte bine, doamnă Mandache, că suntem atât de diversificați. Asta ne dă expresivitate. Și energie. Și energie. Să dăm drumul la hidrocentrare. Cum vreți? Hai să ne întoarcem la teatru, că tot timpul ne întoarcem. Toate drumurile duc la teatru și în asta seară, în orice caz. Iată. Teatru e o pasiune pentru sentimental și o afacere pentru pragmatici. Tot cei pragmatici au început această istorie adică vorbesc de cum a apărut această clădire și în fel și chip mă gândesc, citez din nou din scritura dumneavoastră, acest loc, această clădire, acest teatru are o carte de vizită exemplară. Mai spuneți că între piața teatrului, hotelul nou hotel care văd că nu vă place cine știe ce, nu. e vorba de așa și unde a fost teatrul cel mare și casa Slătineanu, unde este capșa, locul ăsta a fost o concentrare de energii doritoare de viață de fapte memorabile și toate pozele vechi toate pozele vechi cu Bucureștiu, cu locul ăsta arată așa cu, uitați câtă lume ăsta e un album că ne arată calea victoriei într-un fel minunat Via viața a pulsat aici parcă mai grăbită decât în restul Bucureștilor, spuneți dumneavoastră. <coughs> și era proprietatea marelui ban Ghica. Deci a fost odată un loc domnesc. Se pare că acest boier ban Ghica a fost unul dintre cei mai însemnați oameni ai țării românești și doritor de cultură. Atâta știu, atâta vă spun și vă rog vai ce ușor e așa da? ușor... Da. să încep să spui ceva și pe urmă să dai da. totul pe <gânt> și să fii sigur că nu, uh... spune ce să trebuie să ceva <coughs> trebuie să spun ce trebuie pentru că nu numai în sală, dar în genere uh, sunt oameni care cunosc că poate mai bine ca mine istoria orașului și cineva ar putea să se ridice și să obiecteze vezi că ai început să o iei pe arătură la București se poate lua totuși pe arătură, chiar dacă nu mai simbolic. Aici, în locul în care ne aflăm, sigur, e vorba de o proprietate ghiculească. Acum trebuie să vă spun că această uliță a Mogoșoai, podul Mogoșoai de unde Mogoșoaia? Pentru că era, a fost o boieroaică, nevasta lui Mogoș. Cum observați și aminteați și dumneavoastră, ulița se croiește la 1690, de la Gârlă, de la Dânboviță, până unde iese acum, în Piața Victoriei. Sigur că nu de la început a fost atât de plină de aceste elemente caracteristice și noi la ele ne referim mereu din la epoc. În secolul XVIII, în secolul XIX, aici stau ghiculeștii, au un pălățel care e destul de modest, dar mai au ceva. Vă vine să credeți? Sunt niște poduri aruncate spre biserică. Pentru că vodă se ducea în fiecare zi Biserica la... de o zi. Biserica de o zi. Totuși e un sistem ca, ca vodă să nu meargă chiar cu, cu prostimea pe uliță și deci să ducea să se roage trecând pe acest... E un soi de culoar de balcon acoperit. Și mavrocordații au avut așa ceva mai, mai departe, către foișorul de foc. E o, o construcție obișnuită în acest răstimp. Sigur că lui Vodă îi plăcea foarte mult să stea să privească de la geam. Dar să știți că și bucureștenilor le plăcea să-l privească pe vodă. Și în ianuarie 1821 ce văd? Îl văd pe vodă, la geam, stătea puțin încremenit. Dar era foarte roșu la față. <laughs> și totuși când s-a uitat mai bine, era ianuarie și au văzut că din coșul casei nu iese fum. Și au priceput un lucru, Că toată povestea era un teatru, pentru că Vodă murise și așa cadavru. Și era nevoie să trăiască. Era încă nevoie câteva să trăiască zile. până când venea dispoziție de la țarigrad că a fost pus în locul lui, fiul lui Nicolae. N-a fost să fie. Dar știți ce s-a întâmplat? Au fost câteva elemente favorizante. Curierul s-a dus foarte repede și s-a întors foarte repede, dar asta a fost decizia porții, să nu le aleagă pe el. Știți cu ce a mers? Cu un soi de bărcuțe care au, au mers pe Dunăre mânate de vânt. În plină iarnă erau niște bărci cu tălpice, care pe, pe, gheață, pe, gheață. pe gheață au zânecat. Sănii, de fapt, dar sănii cu pânze. Asta, numai, numai pe Dunăre, aici... Ca Siberia, ăia au așa. Da, merg așa. Dar trebuie să bată vântul, știți, asta e, e taina. E, pe urmă, sigur că lucrurile s-au tot schimbat și acum 110 ani a fost această, acest moment uh, irepetabil. Dar mai, că... mai avem până ajungem acolo. Da? Da. Pentru că de la Banu Ghica a fost un accident... Și anume acel foc mare care a ars Curtea Domnească de sus de pe dealul Spirii da, și s-a transformat întâmplat. în Curtea Arsă și căutând o altă reședință, Vodă Caragea a găsit locul ăsta, casele banului, care devin noua Curte Domnească. Și vor fi trei domnitori, Caragea Vodă, Alexandru Șuțu, unde e Muzeul de Istorie acolo, E casa lui. Da, dar nu e casa lui Alexandru Suciu. Ei, dar mă rog, dar da, e el cheamă Costa. A familiei. A familiei, iată. Rezolvare. E așa de încurcată fișa de istorie a acestui teatru, doamnă, că o să o mai și simplificăm, știți. Adică, el la muzeul de istorie. Sigur că da. Că dacă Sigur spunem că da. tot, e. Ne. Și primul domn pământean. Tot aici a fost cel de-al treilea, Ghica Vodă. Da? Grigorie Ghica Vodă. E, nu. Știți? Care modernizează Calea Victoriei și e... începe modernizarea, sau nu? Nu. Nu. Spune. <laughs> nu, 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 dar nu vreau să fac o lecție de istorie. Dar, da, Doamnă, vă rog să faceți Pentru că, Pentru că că am eu... să vă spun un lucru și uh, toți bucureștenii știu. Țin minte sau. E o, e o locație acum e urâtă de tot, cu o bucată de pot care nici nu continuă, nici nu se dărâmă, stă acolo frumos, așa ca, ca o, o emblemă a neputinței noastre. Dar doamna Ghica, acest Alexandru Dimitrie Ghica, care este băiatul marelui Bande, care, la care vă referiți dumneavoastră, n-a stat aici și a stat la Palatul Ghica, care există și acum, sigur, acum aia... Am căput pe mâna unor oameni de afaceri, un club Rotary, este masoneria română și așa mai departe. Dar de tot patru. e bine, pentru că îl văruiesc, nu e plin de gunoaie și nu îl dărâmă. Tot e ceva. Da, știți, să poate comenta, dar putem să nu comentăm, da, nu? nu comentăm. Pentru că, totuși, ulița aceasta are ceva mirific în ea, exact cum ați observat și dumneavoastră și dacă nu e un, un teatru statornic, măcar e o trupă italienească, franțuzească, e o actriță foarte talentată, poate să fie Sara Bernard, dar poate să fie și o actriță mai tânără, care, dumneavoastră, nu vă supărați, dar să știți că în secolul XIX lumea era puțin rezervată față de actori. Îi prețuiau foarte mult, pe de, parte. Pe de o parte, dar actrițele erau puțin socotite, n-aș spune, preotese ale, ale virtuților și moralității. Dar poate nu erau. Nu știu să spun, pentru că nu văd de ce n-ar fi fost. Da, judecați și dumneavoastră. Era greu, doamne. Știți, e greu, domnule, E greu. Sunt boieri români care se căsătoresc, totuși, cu actrițe uh, franzuzoice. Este un, un obeizadea, Sturza, care să, con să încurcă cu, în fine, o actriță, ea își zice contesă. Povestea asta, să știți că merge și într-un sens și într-altul. Și aici, dați-mi voie să, să spun că. Noi preluăm foarte mult de la occidentali. Dar să știți că și occidentalii rămân uimiți de ce facem noi. Și atunci ce facem? Ne ducem la Paris. Avem bani, vrem să impresionăm o actriță. Cum? Ne apucăm și cumpărăm 40 de saci de zahăr tos. Și atunci. Acoperim tot drumul până la Versailles. De ce? Pentru că ăsta se dusese vara. Om practic, că treaba se întâmplă totuși pe la 1780. Și se duce vara, dar a vrut să-i sugereze iubitei că e iarna. Și într-adevăr era iarnă, era alb pe jos. Dar albul acela era dat de zahăr. Și așa se face că lumea astăzi arunca bani pe zahăr, mâine îi cumpăra, nu știu ce, bijuterine mai pomenite și au început să întrebe. Așa de tânăr și deja moldovalah, pentru că ei au crezut că moldovalah e un titlu de nobleță din Orient. Cine știe ce super Om bogat. Om foarte, foarte bogat. Și să știți că au fost mulți români care s-au ruinat la Paris. Dar aici îmi dați voie să Vă critic sau, în orice caz, să, să exprim o rezervă față de, mă rog, un, un motiv de admirație general al românilor, Eminescu. Eminescu e foarte categoric. Ai noștri tineri la Paris să învață? Ce învață? La gât, cravata? Cum să face nodul? Nu e adevărat. Să știți că este o întreagă generație după 1800 mai ales, care învață, care se școlește, care își formează mintea la Paris și lucrurile se vor repeta. În asemenea, măsură încât până la al doilea război mondial, noi am avut totuși o intelectualitate solidă și țara, să știți că a avut o, o structură zdravănă și rezistentă. Până când, bineînțeles, ne-au venit de hac. Nu. Avem până atunci să ne bucurăm. Nu, mai avem până atunci. Mai avem. E, încercăm să dezghiocăm așa istoria locului ăsta și crearea acestei clădiri. Construcția acestei, nu spun. Casa Slătineanu, Capșa. care este Capșa, aici era Casa Domnească, da, acolo era Casa Slătineanu, a fost unde lumea bună Își dădea întâlnire Era un tăpșan așa în jur Să se distreze Să se distreze Și așa locul a căpătat Un vad artistic Așa am găsit, așa spun Fără Suntem de... în anul 1812 12, Marele vornic Iordache Slătineanu Răspunde amuzat Și vesel Unui sas Matias Brady căruia închiriază sau nu îi închiriază, pur și simplu îi dă asentimentul și acest brod deschide o diorama. Diorama înseamnă o cameră uh, în care se proiecta o daie obscură da. și se, sub un joc de lumini care dădea impresia de realitate uh, încep să apară în fața ta peisaje, clădiri, regi, războaie, luptători și așa mai departe. Și erau fascinați bucureștenii. Fascinați, nu mai conta, nu mai existau clase sociale, nu mai exista nimic. Venea puhoi de lume și bogați și săraci să vadă aceste orașe vestite, regi și împărați și se creează un vad mare. Bucile și caleștile scriți dumneavoastră se țineau zi de zi în curtea Slătineanu. Boierii se englediseau. Nu știu ce înseamnă asta, dar mi-a plăcut de-a murit. Ei se englediseau, așa am găsit. Dar și mujicii căscau gura și erau alungați de arnăuți. Și acum apare Eronimo Momolo, fost bucătar al domnitorului Ghica Vodă, și cumpără locul și ridică o sală de teatru. Din paiantă, din Scânduri, din, din ce a putut. Da, vedeți, sălile astea. A improvizat. Sunt... A improvizat și nu. Pentru că știți ce s-a întâmplat? Lumea se bucura. Sigur că noi acum avem alte pretenții. Vrem aer condiționat, vrem tot felul de lucruri. Dar... Uh... Și ei vroiau. Dar noi putem. Noi putem. Ăia nici nu știau ce e da, la aer condițional. Da, condi se gândeau. Roșie. Ce era Cişmeaua Roșie? Tot pe podul Mogoșoai, nu? Când debușează strada general Bertulou în Calea Victoriei. Da, în Calea Victoriei, da. acel de teatru făcut de fica lui Calatra Vodă. Sigur, dacă vreți, era foarte modest. Dar lumea era ahtiată de spectacol. De spectacol, da. Și pentru că am găsit. Spuneți, mă gândeam că se, se creează o, o legătură teribilă între cel de pe scenă și cel din, din sală. Am găsit scris de Ulise de Marsiac. El vorbește despre asta. Era o locantă strâmtă, micuță, cu tavanul scund rezemat de un stâlp de care atârna o lampă, avea însă o lojă domnească, A, bun. unde venea domnitorul, Asta, da. iar galeria era formată din șapte trepte pe care erau așezate lavițele și scena era luminată cu o lumină groase și lămpi cu lei de rapiță și el spune, am întrebat unde este teatru. Fusei dus în fundul unei curți cu tot felul de angarale puhoi de lume. Două sobe mari încălzeau, dar scoteau și ele fum. Și lumânările și tot. Și pe urma lumânările să știți păi că... Păi dacă... da, doamnă, noi astăzi avem o mașină de fum și dăm pentru spectacol, dar ei aveau natural, vedeți? Dumneavoastră aveți dreptate și dacă acum eu m-aș apuca, mi-aș pierde mințile și aș începe să fumez, probabil că aveți o instalație care imediat ar începe să... să... Să sune și n-ar fi voie. Pentru că mai era ceva. Această clădire a lui Momolo era foarte modestă. Era așa de modestă că un călător străin spune Doamne, eu dacă merg și fumez cu port țigaret, scânteile riscă să ajungă până la Streașină și să ia foc toată și Andramaua. Cum s-a și întâmplat cu Cum Bucureștiul întâmplat? de atâtea ori. Nu? Vorbim și despre asta. Dar spuneți, că văd că la dumneavoastră sună mult mai frumos. Nu, ba da, sună mai, frumos sună la dumneavoastră pentru că sunteți actriță, pentru că știți Haideți să, să ne gratulăm așa. Învăluiți <laughs> totul în, în, cuvinte frumoase. Spectacol, spectacolul era tot atât de curios ca și spectacolul sălii, spune el. Sigur că da. Că era fascinat de ce se întâmplă în sală. Pentru că lumea trăia. Acum, cum să vă spun, toți care mergem la teatru avem momentele noastre. Eu mi-aduc aminte, eu și aveam șase, șapte ani, văd Harapalb. Când am văzut atâta nedreptate pe scenă, am plecat de acolo. Eram în rândul al treilea și m-am dus să-i spun eu ce gândesc, nu? Lui Harapalb. Mă rog, cam întâmplat. așa era. Era prima dată când vodă și un tăbăcar din Dobroteasa ori un negustor din Lipscan stăteau în aceeași sală și priveau același spectacol. Și acum vine ce spuneți dumneavoastră. Lumea Începe să se miște, lumea începe să se schimbe, Teatrul cel mic, uh, scrie dumneavoastră, lumea se privește, se apreciază, se imită de la un spectacol la altul, dispar anteriile și giubelele ca să facă loc fracului. Postumul și crinolinei. 1852 este începe educația publicului. Prin, prin teatru cel mare. Da. Dar știți mai e ceva, până atunci oamenii devin neîndurători. Și poate că unul pe care istoria l-a păstrat a fost generalul Engel, care este obligat să-și aducă soția și soacra și pe soție și pe soacră la teatru. Și când am văzut cum era îmbrăcată soacra, care avea un un bariș, un, un soi de, de tichie legată cu funde, adică era ceva de 100 de ani, fiindcă ea rămăsese credința. O caschetă așa și băgată. Exact. Și atunci știți ce a făcut? Asta își poate permite nu orice uh, ginere și totuși. S-a făcut că a uitat-o în trăsură. Și în vreme ce lumea a, urma, a urmărit spectacolul, biata pătrână, a stat acolo încremenită. da. Enghel asta e de ținut minte. Sperat. asta e de ținut minte. Poate e o sugestie, dacă vreți. Sigur că astăzi n-ar mai fi ținută în o ci într-o mașină asta. Da. Dar... Hai e... să ne întoarcem la primul atestat pe care îl are locul ăsta. Stan Taiecuie n-am găsit decât la dumneavoastră. Să nu. știți că altcineva, nimeni nu... Stan șapte cuie. Șapte? Șapte cuie. Asta era numele sub care era cunoscut. Eu am crezut taie cuie. Nu, nu, nu. Stan șapte cuie. Așa se numea. Adică am mers cu, cu cercetarea documentelor, nu, nu, nu vă, vă scutesc de, 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 detalii din astea care sunt bune numai pentru studenții de, de la istorie, studenți care să mai rătătesc Dar de ce ne jigniți? Dar și noi și noi vrem, hai spuneți. în șapte cuie. Am putut să duc cercetarea, adică să merg cu cu istoria locului până la 1571. Dincolo de această dată nu mai sunt documente. Acum, dumneavoastră nu trebuie să credeți că absența documentelor în general în spațiul românesc înseamnă că n-am existat înseamnă că a fost o tera dezerta și atunci cine a venit e primul ocupant. Nu. Să ne amintim de ce spunea Iorga, că sunt așa numitele urme tăcute. Și urme tăcute în spațiul nostru sunt foarte multe. Și bineînțeles, sunt și aici. Dar gândiți-vă că toate, toată zona aceasta a podului Mogoșoai a fost frământată, a fost săpată, construită, îndreptată de nenumărate ori. De nenumărate ori. Și dacă faci o tăietură, arheolog fiind, faci o tăietură astăzi, chiar în fața teatrului, găsești straturi peste straturi, știți? De perioade istorice. A, de perioade istorice. Cărămizi mai groase, mai subțiri. Cele de secolul XVIII sunt absolut caracteristice. Sunt cărămizi subțiri, subțiri și subțiri. bine arse. Sigur locul aparține unui ierarh, pe urmă. Și asta e o treabă. Zice, bine, asta e o proprietate slătineanu. Păi până să fie slătineanu, sunt nu știu câți înainte. Pentru că proprietatea să vinde, să testează, să pierde la cărți. Se închiriază. Se închiriază. Pot să vă spun? Sigur că acum sunt în fața dumneavoastră și trebuie să vă fac și mărturisiri. La București a existat și există și acum Jockey club -ul. Jockey club -ul este o organizație foarte elitistă, s-a născut la noi în 1875, dar proprietatea a intrat în stăpânirea Jockey club în urma jocului de cărți. Și proprietarul era un filitic. A jucat noaptea, a pierdut și, jockey club a reușit să-și ridice acolo construcția care este și astăzi. Este și astăzi. Și care e destul de aproape de calea victoriei. Și asta nu e un, un exemplu, dacă vreți, singular. Of, am găsit. Uh în mai multe desene. desene și mai știm cum arăta într-un timp, cum arăta în alt timp. Sala Momolo, care atunci teatru a devenit o realitate, când a venit târziu, după Cișmeaua Roșie, și am găsit așa, Grigorie Ghica, domnitorul, săvârșește, se săvârșește din viață, pleacă, Domnița Ralu nu mai poate ține teatrul Cișmeaua Roșie și fosta reședință domnească este cumpărată la mezat de tapițerul Sas Bosel și deschide o mare sală de San bal deasupra da. clădirii, deasupra sălii de teatru pe care o reclădește și o îngrijește. Și devine sala Momolo. Și aici a debutat uh, Matei Milo, care a făcut, uh, prințul Știrbei a plătit uh, uh, școala la, de actorie la Paris. Uh, Matei Milo, noi îl știm din căruța cu Paiațe, al lui Mircea Ștefănescu, dar nu era așa. Era o personalitate foarte puternică, foarte era om dură. De teatru, știți? Pentru că acum, odată cu, cu Matei Milo, putem să vorbim de oameni de teatru care nu se mulțumesc să-și să îmbrace un costum, să învețe un rol și să apară pe scenă, Și sunt organizatori, sunt creatori de Mare spectacol, actor. Dar, totuși, trebuie să, să fim foarte realiști și să spunem un lucru, doamnă Mandache. Să știți că toți acești oameni de teatru care se manifestă de la el, Costache, Caragiale, tot ce au urmat. Să știți că n-au fost oameni care să se îmbogățească, n-au fost oameni care să, să trăiască liniștiți. Grija de a-și păstra uh, echipa cu care jucau, grija de a păstra, de a, de a plăti chiria sălii în care aveau spectacole, toate conflictele cu autoritățile, cu toate eșecurile, Uh, mai sunt uh, și, dacă vreți, uh, conflicte din astea, o, un grup de derbedei care pot să, să fluire, să blocheze un spectacol. Dar e adevărat că, în genere, publicul bucureștean e un public entuziast. A fost și este. Da, da, bine, acum noi nu trebuie să ne gândim la, la momentele astea pe care le trăim. Astea sunt pasagere, dar în genere era suficient. Era o patimă la acei actori. Era o patimă Puteau... la actori dar să știți că era și la public. Și să știți că a mai fost un lucru și poate că dumneavoastră, care urmăriți cu, cu altă sensibilitate evoluția teatrului. Vă vine să credeți că spectacolele lui Caragiale, la început, au fost acuzate de oameni pruzi, de oameni morali, de oameni care nu numai că nu înjurau în gura mare, dar poate nici nu cunoșteau înjurăturile. Oare? Care au făcut scandal nemaipomenit la noaptea furtunoasă. Pentru limbajul folosit de caragiale. Pentru noaptea furtunoasă. Dar uh... Păi, de asta a și plecat. S-a -a simțit foarte jignit și umilit, și n-a primit premiul Academiei, ca și cum aveam 100 de dramaturgi, aici știu aici nu vă mai. Nu, 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 păi știți ce s-a întâmplat? Aveți perfectă dreptate, dar vedeți cum evoluția neașteptată a spectacolului de teatru. Pentru că, pe urmă, liberalizarea limbajului în, în teatrul bucureștean s-a petrecut... În teatrul în lume, la ora asta, doamnă Filiti. Nu, nu sunt chemată să comentez, dar e uimitor, pentru că acei dintre dumneavoastră care îl iubesc pe Caragiale și nu poți să nu-l iubești, vor conveni alături de mine că nu e vorba, nici o clipă, de un limbaj Obscen, nu? Nu e, dar așa s-a socotit Am ajuns la Matei Milo Și suntem mai liniștiți un pic Ba chiar el a spus Măi, stați pe lângă artiști Că știu ei ce fac Și Acolo o să vă primeniți sufletul Și Viitorul vostru De ei e legat M-a impresionat foarte tare lucrul ăsta Știți, mai e ceva pe măsura trecerii timpului, lumea refuză să își umple capul cu tot felul de informații. Dar sunt câteva figuri în, în cultura românească care rămân, nu? De Ion Ghica, de Mihail Cogălnicianu, Nicolae Suțu, toată lumea a auzit. Ăștia toți au fost și directori de teatru. Ăștia s-au ocupat și de soarta teatrului. Fie la Iași, fie la București. Da, da. Au, au avut, au, au avut în grijă. Eu știu că a fost atâta vreme. Mari da? personalități culturale care. Nu? Și nu numai. E... Și Poate că puțină lume știe, dumneavoastră, astăzi, actorii, în genere, sunteți răspățați de noi, de marele public. Dar exista, în vremea chiar a lui Milo, sunt niște regulamente de funcționare a teatrului da. care sunt. Stai, le citești și te întrebi dacă. E regulamentul pușcăriei sau regulamentul teatrului? Ce n are voie actorul să facă? În primul rând, să nu uh, aducă public care nu plătește. Asta era primul. Să nu întârzie la spectacol, să vină cu două ore înainte. Să fie curat, asta mi-a plăcut, să fie curat, să nu facă mizerie. Uh, uh, Locurile unde se îmbracă. Să nu vorbească tare când intră în teatru. Și mult, îmi pare rău că n-am adus. Uh... Da, dar astea, astea sunt lucruri. Erau foarte multe, erau 32. Erau foarte și multe. Erau foarte amuzante. Păi, unele erau amuzante, dar și dacă era bolnav, vina era a lui și plătea amenda. Da, da, și plătea, ceea ce, ceea ce... Și plătea sala întreagă. nu e așa? Da. Uh, Milo desfundă mahalalele. Și a făcut să curgă lumea la partea teatrului. A venit și domnitorul Gheorghe Bibescu, tocmai de la posada, de unde. E, de la palatul său, ca să-l vadă. Și, în sfârșit, mă liniștesc, pentru că în 1860 locul este cumpărat de Nicolae Lahovare. Și a lui a rămas până în 1948. Așa că acum avem hârtii cu proprietarul locului și ne simțim la Teatru Odeon. Vreau să spun puțin despre lahovarii. Am găsit că la dezvelirea statuii lahovare, care astăzi este în piața care poartă numele, Tachionescu a spus nimeni înainte și nimeni după lahovare n-a dăruit oratoriei românești nestemate ca dânsul. Câtă vreme se va, se va grăi limba românească, cuvântările sale sunt capodopere care minunează de la înălțimea la care s-a urcat limba românească. Ei, acum știți, dumneavoastră care sunteți actriță și care sunteți silită să preluați niște texte, chiar dacă vă convin, chiar dacă nu vă convin, nu așa? Asta rămâne în taina uh, casei dumneavoastră. Când da, che Ionescu spune. Tache Ionescu spune, pentru că nu știu cum să vă spun. Dacă mâine moare X, îi faci un panegiric și spui, ăsta a fost cel mai mare orator, cel mai mare moralist sau nu știu ce. Sigur, e vorba de un Lahovari. În primul rând, că erau foarte mulți Lahovari. Deci. El spune despre Nicolae care spune are și despre, statuie. Spune despre statuie care a fost și ministru. Foarte bine, dar nu se poate spune că a fost cel mai mare orator. Expresiv orator în limba română și aici nu vreau, nu, este un criteriu axiologic pe care nu vreau să l folosesc. Dar ridic o problemă, o problemă cu care cred că veți conveni și dumneavoastră. Sau ne veți cre crede pe noi, pe istorici. Să știți că în secolul XIX și până târziu, spre 1930, la 1938, să pune această botniță, uh, oratoria e derigoare la noi, e o artă, pentru dumneavoastră e o banalitate, pentru că sunteți actori și trebuie să vă exprimați. Dar uh, oratoria politică este o realitate. Și oamenii să întreceau în Parlament, nu venea în Parlament să ridici mâna ca un manechin, și dacă te întreabă ce lege să discută, nu știu, întreabă-l pe șeful de partid, că el nu știe pe ce lume e acolo, nu se putea așa ceva. Ori asta face să fie foarte mulți oratori. Cum? Oratoria, să știți că nu se învață. Stai acasă și înveți să joci, sau joci arșice și te trezești orator. Nu. E o artă. De monstene știți ce făcea? Aș putea pietre în gură și să ducea pe malul mării. Vorbea cât mai tare să se facă înțeles. Dar cine i-a dat lecții? Un actor? Iată. Da. Deci, în spatele fiecărui orator să convenim că a fost un, un actor. Dar eu profit de, de invitația dumneavoastră ca să vă spun un lucru. Această statuie interesantă care a scăpat, așa ca prin urechile da. acolui, nu? Da. Această statuie a avut o fată care s-a numit uh, Simona. Simona Lahovari. Și a fost doamnă de onoare a reginii Maria. Și are un jurnal extraordinar care într-o lună două va apărea. Spuneți asta, că da, scoateți o, o, o un jurnal, spuneți. Jurnalul e foarte interesant, e plin de fapte și femeia asta își zice, ăsta e un compliment, ca să vedeți că până la urmă bărbații sunt ai dracului. Femeia asta scrie ca un bărbat. Ăsta e un compliment care ți se face numai in extremis, femeie fiind. E, să știți ce scrie ia judecățile de valoare pe care le face jurnalul, primul volum, volumul viitorul îl voi scoate anul viitor, volumul al doilea acoperă anii 1923-1930. Este o, o frescă a societății românești interbelice, extraordinar de interesantă, în care și teatrul Odeon, să știți că bate plinul. Bate plinul pentru că societatea uh, noastră în acest răstim pe care le evocăm și le evocăm iar și iar, a trăit din plin. Uh, Fiul lui Lahovari e cel care a luat inițiativa să construiască pe locul ăsta, pe parcela dintre strada Academiei și Calea Victoriei, un teatru. O rezervă a teatrului mare, așa a fost socotit atunci, a fost arhitect Grigore Cerchez. Mama lui era născută la Hovare, deci era în familie. Grigore Cerchez a construit un ansamblu arhitectural care cuprindea, în primul rând, teatru, pe care și l-a dorit la Hovare. Și s-a numit teatru Comedia. De ce se scria oare Comoedia? Și acum, cred că mai e pe undeva păi scris sigur așa. sigur că da, pentru că... Noi suntem popor neolatini și atunci e normal așa. A, de cauza asta? Are model Teatru Odeon din Paris. S-a inaugurat în 1911 de Crăciun. Două corpuri cu magazine, cu hotel. Și față de teatru cel Mare, Tudor Argezi la un mic, mic cât un pahar intim și elegant cu o acustică vrăjită S-a inspirat din trecut, din construcțiile neobrâncovenești, neogotice, nu știu care. No. Cerchez a fost foarte mândru de clădirea asta. Bun, Cerchez a Un arhitect motive. din belepoc, nu? Grigore Cerchez, să știți că este autorul câtorva clădiri remarcabile din spațiul nostru, și aici trebuie să spunem un lucru. Tot această belepoc e caracterizată prin venirea câtorva arhitecți remarcabili, nu? În spațiul românesc, care construiesc, de pildă, Ateneul, dar să nu uităm pe arhitecții români școliți la Paris. Și unul din Mulți. ei este și Grigore Cerchez, sigur că da, facultatea de arhitectură li se datorește și sunt, sunt absolut înzestrați absolut expresivi. Acum, ăsta este totuși într-o formă, cum spuneați și dumneavoastră, îă, imită arhitectura franceză. Sunt unele adaptări la realitățile românești, dar poate că a fost frumos că și astăzi este un teatru extraordinar, dar are o caracteristică pe care trebuie să ne credeți pe cuvânt, nu? Fiindcă nu cred că mulți ați ați avut privilegiul de a, de a asista la, la o manevră simplisimă. Este vorba de, de tavanul care glisează. O, a, în unele scrieri l-am găsit că suntem unici, că nu mai are nimeni un tavan care glisează. Mai există. Mai... Eu am găsit așa și mi-a plăcut și păstrez așa. Atunci păstrați și domniile voastre la fel, și, fiindcă... Dar cine mai are? Teatru din Mesina. <laughs> mm. Îmi pare foarte rău, dar, vedeți, nu putem să fim totdeauna unici. Da, da? Dar nu suntem niciodată, da. Nu. No. Dar lucrul e foarte frumos, trebuie să ne credeți pe cuvânt. Eu am avut privilegiul, doamna directoare, Dorina Lazar, care e o persoană din, din acea generație, din acea speță de oameni de teatru, care nu sunt mai actori, știe să organizeze într-o formă desăvârșită lucrurile. Păi ea ne-a organizat și acum. Ea ne-a organizat și întâlnirea de față, dar ce se întâmplă? Una e să-l vezi, eu știu, dacă plouă torențial, și alta e să-l vezi într-o uh, seară, într-o noapte de august, când cerul este spuzit de stele. De și câte ori s-a deschis tavanul a fost mirific, nu e așa? a fost un miracol. Acum nu, pentru că e un lucru bun, pentru că motorul a fost dus la refrișat, la reparat, la operație estetică și în curând la a doua întâlnire a noastră. La a doua întâlnire, deschidem vă și tavanul să, să facem Aș și. Gândeam. Aș vrea, dacă sunteți de acord, să ne uităm puțin la uh, uh, clădire, la sala asta minunată, uh, scenograful nostru, Adrian Damian, a făcut un film cu niște tineri francezi care se plimbă într-un fel anume în... și uh, uh, dacă am putea să-l uh, să vedem, uh, mai... la Paris și relații, prietenii, nu știu ce, l-am cunoscut pe secretarul senatului francez, monsieur Mazdeval. Și ăsta s-a uitat la mine, probabil că nu i-am părut eu prea, prea serioasă și a zis asta e o puștoică. Sau în orice caz e una venită din răsărit, ia să-i arăt eu. Și m-a dus la Parlamentul francez, Alei de Luxemburg. sală mare, zice, dacă vreți, sala era goală, firește, doamnă, dacă vreți, zice, puteți să băteți cu, cu ciocănelul, așa cum face președintele. Și eu am fost foarte mândră să fac treaba asta, în fața sălii goale, le-am dat cuvântul unor ipotetice personaje și le-am luat cuvântul la fel. Ca să văd o sală de spectacol, să mă cațăr de la un etaj la altul, E fără comentariu, nu știu, da? Cred că mintea... E o generație grăbită. Da, da, gândiți-vă, iată, noi avem invitații aici. Domnile... Nu vă văd pe domniile voastre cățărându-vă așa până sus. Cred că nu, n-ați face așa ceva, nu? Da, dar e plăcut de văzut. Da? <laughs> eu nu cred. <laughs> nu? Nu vă place? place. Dorinei Lazar, în orice caz, nu îi place. Când eu când i-am -am văzut urcând acolo pe... Iată, nu, nu, acum, sigur că trebuie să fim cu măsură, doamnă, și noi, vedeți, am discutat despre construcție, cine l-a făcut, arhitecți, actori, dar trebuie să ne gândim și la evoluția uh, societății, nu? Ar fi fost foarte greu, astăzi uh, sunt multe persoane care vin la teatru dezinhibate și care își pun așa o părere de fustă și vin acolo foarte liniștite. Nu s-ar fi întâmplat același lucru la 1860, nu? Nu s-ar fi întâmplat ca acești copii să salte așa, să vadă... Dici așa ceva, nu? Pentru că dacă vrei să-l vezi, găsești alte modalități foarte simple. Adică mergi pe scară și urci la o loj. De ce e nevoie să te cațeri? Păi și cine se uită la filmul ăla? fără comentarii. Da. Ați fost uh, înamorată de oameni foarte speciali și ieri a ținut o conferință despre Nicolae Iorga. Da, e adevărat? De adevărat, sigur că da. Și La Vălenii de Munte? La Vălenii de Munte. Ieri s-au împlinit 150 de ani de la, de la nașterea lui Iorga și eu sper, date fiind bunele relații care domnesc între noi... Să nu mă întrebați despre teatrul lui Iorga. Pentru că vedeți. Are teatru istoric, în primul rând. A, bun, are teatru istoric, dar știți ce se întâmplă? Iorga e un geniu. În tot ce face este absolut extraordinar. Producția lui este imensă, abordează teme cu totul neașteptate din istoria României și istoria universală. În 1904, deci avea 33 de ani, scrie o istorie a Imperiului Otoman în cinci volume, care este și astăzi la, la, temelia istoriografiei turcești. Dar nu e domeniu pe care să nu-l fi încercat, inclusiv teatrul. Însă trebuie să vă spun... Cred că trebuie să ai o formație, nu știu să vă spun ce formație. În primul rând îndurătoare. Asta e cuvântul ca să i suporti teatrul. Teatrul lui. Teatrul lui, sigur că da, adică sunt niște uh... Maria Filote a avut un teatru și scotea bani din buzunar și punea spectacole. Și la una din piesele lui Iorga erau piese istorice și nu era teatru sărac pe atunci. Nu era scena goală și două bucăți de sac într-o parte. Se făceau decoruri serioase, și foarte complicate, și foarte costisitoare. Și a fost întrebată de ce cheltuie atâția bani pentru uh, un spectacol care se joacă o dată sau de două ori, că nu se jucau mai. Păi nu puteau, mai, mai pentru mai că se, încu, se încuiau și ușile ca să nu plece publicul. Uh, și, <laughs> și atunci ea a răspuns. Trebuie să sprijin dramaturgia românească până, vân, până când se va naște o piesă bună. Doamna Mandache, dați-mi voie, dumneavoastră ați avut bunăvoința să evocați Fundația Calea Victoriei. Deci, noi suntem acolo o, un grup de oameni care străbatem această uliță, cruci și curmeziși, încercând să aflăm tot felul de lucruri care s-au întâmplat acolo. În martie 1906 se întâmplă ceva. Acest om formidabil, care era Nicolae Iorga, mare orator, mare profesor, cu un magnetism fabulos, reușește să-și capaciteze un grup de studenți care fac un mare protest. Unde? În piața teatrului. De ce? Pentru că publicul prefera. Și conducătorii teatrului știți foarte bine, Alexandru Davila e faimos, nu? Preferă comedia bulevardieră, comedia ușoară, jucată în limba franceză. Să știți că a fost o mișcare de stradă care s-a terminat și cu capete sparte, cu intervenția poliției. Un fel de bătălie a lui Hernani, da. E, a fost o bătălie, dar vedeți acum... Eu nu vreau să, să ajung negustorul ieftin de la Tarabă. Este problema clasică a societății libere. Cerere și ofertă. Eu pot să vă ofer, domnilor voastre, acum un discurs savant despre, eu știu ce problemă, decorațiile românești în secolul XIX. Și dumneavoastră nu răspundeți la oferta mea, pentru că nu vă interesează. Și atunci trebuie să cădem la pace. E, lucrul ăsta Iorga nu l-a înțeles. El a rămas tot timpul exigent și a spus nu se poate. Teatrul național trebuie să joace numai piese în limba română, și de preferință, de preferință, nu traduceri, și dumneavoastră sunteți cel mai în măsură să spuneți. Că noi am avut de 100 și ceva de ani traduceri excepționale. De la Petre Carp, care l-a tradus pe Shakespeare, nu? Până în zilele noastre, când se traduce curent teatrul american. Nu. El ar fi vrut numai teatrul românesc și nu i-ar fi displăcut ca precumpănitor să fie piesele lui. Ori, trebuie să vă spun că sunt niște tirade nesfârșite, patriotice, care nu merg. Nu vreau să ne despărțim până dacă îmi dați voie să citesc ceva. Ca un dar, îi dau. Îi lăsăm pe. Da, de acord. Și greșelile. Un neamț, Richard Cuniș, care a trăit în timpul lui Eminescu și cel care i-a furnizat subiectul cu Luceafărul, în 1869 a început să călătorească în Orient. A plecat de la Viena cu vaporul pe Dunăre, se oprește la Budapesta, vizitează orașul, apoi se oprește la Giurgiu, de unde cu trăsura aleargă pe drumuri desfundate, pline de noroaie, spre București. Și spune, București este orașul boierilor, București de care m-am îndrăgostit. Și l-a numit foarte frumos un Berlin mai mic, avea 120.000 de, locuitori, 120 de, mii de locuitori care trăiesc în 15.000 de case și merg la 140 de biserici ortodoxe, grecești, catolice, evanghelice și mozaice. Urci de alul mitropoliei și de acolo privești panorama. Îmbrățișezi orașul cu privirea, căci de nicăieri el nu oferă, nu oferă o priveliște mai frumoasă, mai fermecătoare. Palate somtoase o mare întinsă de case, un râu care șerpuiește în soare, biserici împunătoare, 1800, cât am spus? 69. O, o, 69. Uh, uh, crearea Bucureștilor n-a fost stăpânită de necesitate uh, și uh, unghiul ei de înclinație și capriciu nu s-a făcut nicăieri o economie de spațiu. Aici s-a ridicat un palat, din colombordei, aici s-a tăiat un parc, Dincolo a rămas un crâng printre case, nicăieri ordinea lipsită de farme ca locuințelor păturii de mijloc nu ocupă mult loc, căci această pătură e puțin reprezentată în București. Însă aristocrația, boierii, adică și săracii, se află în palatele somtoase și în bordeie. Și bisericile, multe. Totul lucește și strălucește în jur, ce e frumos în București acest început de secol e cum se revarsă printre colibe, palate și case de negustor, verdele pădurilor și al grădinilor, într-o plinătate îmbelșugată și în mijloc acest râu subțire, Dâmbovița. Dâmbovița, apă dulce, cine te bea, nu m-aș mai duce. E un vers din 1915, mai târziu, dar o pun aici. Să vedeți că știu. E... A fost prelucrat de Carmen Silva. Poezia asta, de, așa se spune. Nu? Da. da așa... E vers popular. care Eu, nu e eu din... citesc din cărți, nu din. Da, dar de știți, pe YouTube. vreau să vă întreb dacă personajul dumneavoastră îi cunoașteți puțin uh, șederea aici, a? aș putea să fac pariu cu dumneavoastră că s-a îndrăgostit nebunește de o femeie. Da, că ba. numai un îndrăgostit poate să vadă Bucureștiul plin de palate. Nu. Palate și Bordeie. Nu discutăm de Bordeie. Verdeață. Era un oraș. Da, era Verdeață. Verdeața era, era. Verdeață era, era un oroi, era mizeea. Dar uite era... că spune, câte o groapă, câte o băltoacă, câte un șanț. Acest oraș Știți, cucerește. În, în Mahalaua Mântuleasa. Toată lumea cunoaște Strada Mântuleasa. Știți cât câini erau la 1838? 900 de câini. 900. Facuseră recensământul lor. Erau un urlet în orașul acesta, Dumnezeule. Vă spun că sunt. Că Hai la... să ținem cu el. Ținem da, cu el, fiziție. sigur că da. Și asta păi o uitați, și publicăm. acest oraș cucerește mai ales prin buna dispoziție a oamenilor. Exact. Bucureștiul e un oraș care râde și le nevește. Deci. De acord. Așa e și astăzi. Păi da. Este o beznă stăpânitoare. E nevoie de o bună cunoaștere a lucrurilor ca să poți ieși pe, din străzile înguste și să nu cazi în hârtoape, să te împiedici în dărâmăturile. Acum vine la realitate. Căci mereu aici, colo, din grop, <sus> iese câte un cap negru călionțat de câte un pui de țigan. Dar uite o lumină ce licărește acolo. Hai să ajungem în acel loc. Dar ce acolo? Hai cu mine și hai să vezi peste 45 de pași, ce contrast! Din beznă, ziduri surpate, țigănuși în zdrențe, te credeai la mare depărtare de civilizație. Și uite deodată câtă strălucire și luxul unei capitale suprarafinate. Stați că urmă mai... Drumul este prost, desigur, în câte... în care, într-un orășel german, găsești cu siguranță unul mai bun. Dar trăsuri mai elegante, trase de cai mai nobili decât cele care huruie pe aici, nu se văd nici la Viena, nici la Paris. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă. Ca și mașinile de acum. Păi asta este. Totdeauna suntem. Deci... Știți, sunt comenzi de trăsuri făcute la un negustor de la Sibiu, Agi Pop. Și asta care. E pipica Aman care îi scrie te rog să-mi trimiți o trăsură rumeioară, tinerică și frumoasă. Adică mie să nu mi-aduce o trăsură de mâna a doua, nu? Erau 3.000 de, de trăsuri la 1848. Luxul ăsta, vă vine să credeți? Moda pariziană să lansau... Mă rog, povestea asta întâmplă în timpul lui Napoleon I., sunt rochiile acestea care le-au dus pe lumea elaltă pe multe femei foarte, foarte decoltate. Și să știți că Napoleon era un dictator. N-aveai voie, dacă erai la bal, iarna, așa trebuia să vii. Nu? Cu corset. Bun, cu corset, nu, că rochia era chiar sub sâni, Avea talia A, și în rest, moda, lui. Da. moda lui. Însă trebuia să fii foarte atentă și să vii despuiată. Și s-au îmbolnăvit nu trecea mai mult de două săptămâni, și moda pariziană era la București. Și lucrul acesta se regăsește în uh, călătorii străini. Dacă vom mai avea o discuție de tipul acesta, mi-ar face plăcere să discutăm despre observațiile străinilor, iată-l pe al dumneavoastră, despre noi, despre femeile noastre. De-a lungul de, anilor. Facem cât asta. sunt de frumoase, cât sunt de elegante, cât sunt de ușuratice, că. Ca bine unei Și cumei. asta se întâmplă, dar una peste alta, societatea bucureșteană este fermecătoare. Peste tot se aud șoapte. Dacă asculți mai culoarea minte, peste tot se perindă umbre întunecate, șoptind și râzând, trecători ieșiți să se plimbe. Din depărtare, muzică. Și radiază ceva ca o lumină strălucitoare. Trecem pe lângă lac, Trecem sute de oameni fumând, bând și râzând toți, toți râd. Să ne aruncăm în lumea pestriță, spune neamțul uluit, de orașul în care nu te plictisești deloc. Mulțimea pestriței e formată din forme strălucitoare, costume străine, sunt mulți veniți, rochi foșnitoare, de doamne elegante, dornice să se distreze, haine sărăcăcioase, sărăcăcioase de cercetor, sunt reprezentate toate clasele, cel mai mult pătura mijlocie și cea săracă. Dar aici încetează orice diferență. Aici se plimbă și slujbașul galonat și evreu bogat cu doamnele sale și ofițerul superior cu admirat de doamne și soldatul de rând și țiganul. Toți se lovesc cu unii de alții. Nimeni nu disprețuiește pe nimeni. Toți sunt voioși. Muzică și frumusețe. Cântă muzica militară. Pe urmă țiganii. Cât de ispit titor cântă țiganii. Te îndeamnă la dans și lumea dansează, toți dansează, cu priviri înflăcărate. Tot mai mulți se aplacă tinerii spre doamnele lor în conversații murmurate. Ești străin, fără repede cunoștință cu oamenii ăștia, nicăieri nu o să dai de o lume mai blajină, se râde din inimă, o voioșie nevinovată peste tot. Este azi cumva sărbătoare? Ferească sfântul. Intrarea nu se plătește, muzica este tot pe gratis, poți să faci ce vrei. Rare ori găsești în lume un loc mai frumos. Știți, un istoric totdeauna are în traistă, sau un tolbă mai bine spus, tot felul de arme. Eu pot să, să critic textul ăsta, să-l desfințez, dar pot să și abundez în sensul lui. Și să vă spun că un călător străin, cronicar muzical, la 1915 vine aici pe podul Mogoșoai, era deja ridicat de ani buni Ateneul, Enescu făcuse minune acolo, să țineau concerte peste concerte și nu vă vine să credeți. Spune, și este un cronicar foarte cunoscut, umblă în toată lumea, face judecăți de valoare foarte corecte, Bucureștiul este cel mai muzical oraș din lume. Vă vine să credeți? La 1915. Așa că da, sunt aceste contraste extraordinare și omul dumneavoastră a surprins foarte bine. Dar nu e meu doamnă. Ba, e al dumneavoastră temporar, fiindcă îl citați. Da, bă, Dacă ce... vreți să divorțați de el, eu mă... <laughs> nu, mă bucur. Eu am crezut că vă fac o bucurie foarte mare. Mare bucurie. Mare e bucurie. o carte care se cheamă București și Istanbul. Uh, uh, a scris Basme Balahe, și uh, v-am spus, -a dat de acolo a luat Eminescu uh, subiectul de la Luceafărul. Și din România e o țară pătimașă, tânjind de dor și venind, fremătând și chiuind, românii sunt mai puternici decât necazul și destinul dureros și ce frumos cântă țiganul ăsta din vioară. Păi, dacă... Eu sunt o romantică. Dacă, dacă soarta ne-ar îngădui, noi putem aici să, să avem niște discuții nesfârșite și despre această activitate a țiganilor, care este absolut fabuloasă, pentru că, e, dincolo de, de ce au făcut în spațiul românesc, tarafele lor erau prețuite la Petersburg, la Curtea Țarului, dar unde a fost un adevărat delir, pentru că, chiar dacă nu mai sunt probabil în sală oameni care să fi participat efectiv, trebuie să vă spun, că în 1937 a fost o expoziție universală extraordinară la Paris. Și noi am trimis, Carol al doilea, nimeni nu l-a întrecut în materie de spectacol. Cred că dacă ar fi trăit acum, luați regizorul, îi lăsați pe toți ceilalți și vă făcea niște spectacole pe măsură. Pavilionul nostru a fost cel mai strălucitor. Am avut cel mai bun restaurant și am avut cei mai buni Interpreți, Orchestra. adică orchestrele Cigani. astea țigănești și toate lucrurile sunt consemnate într-o carte de impresii uriașă păstrată la Biblioteca Academiei în care pur și simplu toți, toți acești străini, străini de marcă, de la președintele Franței până la nu știu ce cowboy american, toată lumea e nebunită, bravo românilor, sunteți extraordinari, sunteți fantastici. Eu, de pildă, acel regulament, acum vă întreb ca profesionistă, domnia voastră, credeți că era nevoie să-i să ții în aceste chingi pe actori? Pentru că actorul e unul din, profe din puținii profesioniști care fac meseria din pasiune. Unul să face inginer sau popă sau dascăl, că l-a obligat familia. Pe dumneavoastră, cred că nu vă poate nimeni obliga să fiți actori există, aveți colegi care s-au făcut actori că... I-a obligat cineva? Nu cred. Nu se poate, nu se poate, nu? Nu, cred că e o chemare. Iată! Cred că e o Focazie. și dacă mai ai și talent, atunci e... drumul tău e frumos. Când nu e talent și când nu e noroc, l-am auzit pe George Dinică spunând a fost întrebat: Cum de ai făcut așa o carieră de frumoasă? Am avut noroc. Și a spus: Nu cred. Poate că talentul. Nu. Am avut colegi la fel de talentați care n-au avut atâta noroc. Și am rămas cu asta. Dumneavoastră ați avut noroc? Da. Am avut. Mult. Dar tot așa, cu pauze. Adică am avut. Cum noroc cu pauze, ce e asta? Am avut noroc o perioadă și după aceea am fost verișoara de, din provincie și pur și am avut noroc și dar am avut noroc, am avut noroc mult. Deci trebuie să încheiem într-o notă optimistă și să facem o invitație permanentă să veniți, să vedeți, să vă bucurați, fiindcă sunteți bucureșteni de spectacolele Teatrului Odeon. Da, da, avem o trupă tânără, frumoasă, bună și o trupă mai spealbă, dar împreună dau foarte bine și așa cum am construit eu întâlnirea noastră, care rămâne istorică, da, <laughs> Asta nu mai vingam meseria de istorie. Um... <laughs> nu. No. No, eu am venit yeah. aici în primul rând ca reprezentanta acestei fundații care a Victoriei care e o poveste nu se putea face decât în sistemul ăsta liber de de inițiativă particulară și care încearcă să adune, să coaguleze niște fapte de cultură pe care pe urmă să le răspândească în societate. Să informăm cinstit, da, și vedeți să ne bucurăm că oamenii. Totuși, trebuie să fii foarte cultivat ca să faci o asemenea fundație. Sandra Ecobescu a făcut liceul întâmplător în Grecia, a avut și o bursă de la Onassis, după aceea a făcut engleză, literatură română și a mai făcut în Olanda. Nu mai țin minte ce, dar știu sigur că a făcut uh, ceva foarte complicat. Științe sociale sau ceva de genul ăsta. Că Sandra e în sală și ar putea să ridice în două picioare. La și cât e spună. de timidă ea, nu cred că se ridică. Dar. Uh... Dar cine știe ce a făcut? <laughs> <laughs> mai nu. e și frumoasă. Nu, și, și e foarte dărinică, Și mai e și entuziastă tot timpul. Și mai are o, o însușire și ea și toată echipa de acolo. Știți ce? Ele nu s-au grăbit, fetele, că n-a rezistat niciun bărbat în staf. Asta nu e o taină. N-au avut această mentalitate a antreprenorului actual român care vrea să dea un tun. Fac o gelaterie. În trei săptămâni trebuie să mă îmbogățesc. Nu. Fac o fundație culturală de creștere a câinilor, de... Prăsire a lipitorilor, orice, dar vrea să fac repede și să câștig? Nu. Sandra, Sandra a mers încet, încet cu echipa ei și este o, o instituție bine construită. Și uh, lucru se vede și din, uh, din respondenții la ofertele. Da, de mare succes! De mare succes! Și nu putem decât să fim bucuroși. Sunt și alții care ne imită și avem un motiv în plus de bucurie, pentru că în fond ce înseamnă asta? Furt se... intelectual. Nu? Da. Și e, e un moment permanent de satisfacție și trebuie să mai spunem un lucru. Colaborarea noastră cu domnia voastră, cu tot teatrul Odeon, este exemplară. Pentru că și părțile sunt serioase și responsabile. Iată. M-am gândit dar poate că nu-i bine. Dar așa o să facem, că așa am gândit și bă, răspund. Că să încheiem cu un filmuleț care a fost făcut mai de mult de 1 iunie, în care se vede bine Teatrul Odeon, pentru că viitorul oricum e al copiilor și copiii aceia trebuie să crească și să iubească și ei Teatrul Odeon, exact ca noi. Mi-e frică să vă arăt filmul, da? De ce? Să cațără tot așa? Sunt copii. <laughs> Sunt copii. Dar poate că o să vă placă. a fost un mic moment duios pentru care trebuie să vă fim recunoscători, doamna Mandache, să știți. Asta cu copiii? Da. A, deci nu... Nu. nu, nu, nu. Mă temeam. Vă mulțumim mult. Îi mulțumim Sandrei că a avut ideea. Îi mulțumim Dorinei Lazar că ne-am întâlnit cu toți într-un loc și am gândit frumos și să sperăm că am avut un timp fericit împreună. Da? Ar trebui să ne ridicăm în picioare, dar putem? Să vedem dacă reușim. Uite, ia un... Da, eu am undeva aici o veste pe care nu Спасибо.